Bună ziua! Bine ați venit la un nou eveniment Humanitas la Gaudeamus, un eveniment din seria celor pe care le-am organizat în acest an aniversar al editurii, al 25-lea. E vorba de lansarea unei cărți deosebite, scrise de Ana Hogaș și Ionuț Florea, OIBO, doi oameni, o motocicletă, 14 luni în Africa. Ne bucurăm să-i avem alături pe autor și pe Alex Găvan, tot un călător, care ne vor adresa în scurt timp câteva cuvinte. Cartea aceasta din seria Memorii Jurnale Editurii Humanitas se așează foarte frumos în raft lângă surorile ei, care ne-au încântat și v-au încântat de-a lungul timpului. Și mă gândesc aici la cartea lui Marius Chivu, 3 săptămâni în Himalaya, o carte superbă pe care o știți că ce-ați cumpărat-o, vânzările ne spun asta. Mă gândesc la cele două cărți ale lui Sega, Namaste, un roman de aventuri spirituale în India, respectiv un roman de aventuri spirituale în Nepal, care e bestseller de câțiva ani. Mă gândesc la cartea Numai ce lansată a Sabinei Fati, care acum câteva momente dădea autografe în colțul de autografe, și anume Singură pe drumul mătăsii, o carte de călătorii și totodată de reportaj, o carte excepțională, zic eu. Lângă ele se așează și această carte. E o carte foarte frumoasă, scrisă din dor de ducă. E o carte cu un titlu straniu, pe semne că niciunul dintre dumneavoastră nu știe ce-o fi însemnând acest OIBO. Nici eu n-am știut, dar am aflat de la autor că înseamnă una peste alta om alb, fără a avea un sens peiorativ. Și o să mai vedem presărate de-a lungul cărții mai multe vocabule care înseamnă om alb. Căci într-o excursie în Africa, iată, culegi vocabular de aici, de acolo, înveți câte un pic limbi străine exotice. O să vă spun doar câteva cuvinte despre această carte, pentru că microfonul aparține autorilor. Pe scurt, iată despre ce este vorba. Deci cei doi au plecat într-o călătorie de 14 luni, nu știu dacă au plănuit tot de 14 luni, cred că atât a ieșit la final. Iată ce ne spun. Am traversat Sahara în călduri de peste 54 de grade, am urcat muntele Camerun, am explorat delta Okavango și Basinul Congo, am locuit într-un cătun camerumez fără bani și fără telefon, am tractat motorul defect 350 de kilometri, am făcut malarie, am parcurs 3000 de kilometri de off-road extrem în Congo, am trecut de sute de controle armate și hățișuri birocratice și am cumpărat un pahar de ceai în Egipt. Dacă poate vorbele mele nu recomandă cartea, atunci mă gândesc că Sega, autorul de care v-am pomenit, o recomandă mai bine. Și iată ce ne spune: din doi oameni alți și o Africă neagră, ești o combinație foarte colorată. De asemenea, Mihai Barbu, fotograf și autorul volumului 1 kilometri, pe care îl știți, iată ce ne spune, e unul dintre primii cititori ai cărții. Și ne spune următoarele: OIBO nu te va lăsa indiferent. Văd aici mișcări de trupe, ce se întâmplă? A, păi să vină, păi da, sigur că da. Bun, dacă nu vrea, nu-l obligăm. Iată ce ne spune: OIBO nu te va lăsa indiferent, să știi. S-ar putea să-ți vină să-ți dai demisia, să pleci în lume, s-ar putea chiar să vrei să faci asta cu motocicletă, s-ar putea să vrei să fii viu. O să-i întreb autorii ce a determinat să-și ia lumea în cap, ca să spun așa. Ce a determinat să plece de acasă? De ce te îndeamnă și ce anume te îndeamnă la asta? Cred că, nu știu, vine un moment când țesătura vieții nu ți se mai pare foarte,
foarte vizibilă, nu mai știi ce ți se întâmplă și atunci te dai un pas înapoi și nodurile de pe țesătură încep să se desnoadă și să-ți fie limpede ce-i cu tine și cu viața ta, ce vrei de la tine, ce vrei să faci în continuare. Mă gândesc că sunt pe lumea asta călătorii pe orizontală, cum au făcut ei, și călătorii pe verticală, cum face Alex Găvan. Sunt călătorii lămuritoare, care te învață pe tine însuți despre tine însuți. Această carte, pe lângă faptul că e o poveste extrem de reușită care ar fi putut fi vândută și fără pozele care o însoțesc, deși cei doi sunt foarte, foarte modești și e pentru prima oară de când sunt eu editor, când vine un autor și îmi spune ți-a plăcut, ți-a plăcut, e prea, ai lăsat tot textul, mai taie, nu e bună, nu suntem scriitor, mai taie, mai taie. N-am tăiat nimic pentru că e scrisă foarte bine, cu sinceritate, cu candoare, cu nerv, cu ochi de cineast care surprinde fiecare detaliu, cu umor, cu tandrețe. Și o să vă placă la nebunie. Și plusul pe care îl aduc pozele este de netăgăduit. Sunt niște poze absolut superbe. Autorii mi-au pus în brațe, ca să zic așa, nu știu, vreo 800 de poze și am avut ambarat ușor. N-am știut la care să mă opresc, n-am știut ce să aleg în cele din urmă, nu știu dacă am ales bine, eu așa zic, așa sper. Sunt poze care surprind apusuri și răsărituri frumoase, oameni, monumente, drumuri de blaterit roșu, animale, păsări, munți, ape, toborașe, tot ce vreți. Nimic nu scapă obiectivului aparatului de fotografiat. Și unul dintre, iarăși, un plus al cărții, e un aspect asupra care am dezbătut, pe ce hârtie să fie cartea. Și ne-am chinuit vreo câteva săptămâni să fie pe hârtie albă, să fie pe hârtie velină, să fie pe hârtie aspră. Și am ales în cele din urmă o hârtie crem cu granulație mare, cu textură, așa ca pământurile Africii. Și eu am să mă opresc aici, că și nu terminează ei să mă vedeți, și o să-i cedez microfonul Anei. Da, pentru că ție ți-l dau? Sigur că da. Nu lăsăm doamnele prime. Ok. Eu o să fiu destul de scurt și în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit astăzi la lansare. Momentul ăsta, sincer, este mai stresant decât cel de acum 4 ani, dacă deschideți cartea la pagina 177. În momentul în care deschideam cortul și ne găseam înconjurați de circa 200 de oameni, erau la fel de simpatici și la fel de dornici să ne cunoască ca și voi. În primul rând aș vrea să mulțumesc Cristinei, Lidiei Bodea și editorii Humanitas, pentru că fără ei OI Bonus ar fi lansat astăzi aici. De asemenea, aș vrea să mulțumesc celor trei îngeri păzitori care au făcut posibilă tipărirea cărții, așa cum probabil voi toți și noi ne-am dorit, cu fotografii. Alex, te admirăm și îți mulțumim foarte mult că ești prezent astăzi aici. Despre Africa noastră o să aflați din citind cartea OIBO, așa că vreau să, foarte pe scurt, înainte să dau microfonul Anei, să vă spun o scurtă poveste. Ascultam acum câteva zile un podcast al lui Tim Ferriss împreună cu alți doi tipi din Silicon Valley și am aflat o idee foarte interesantă. Ei spuneau că una dintre problemele omenirii nu reprezintă progresul tehnologic, ci mai degrabă lipsa ideilor ideilor mărețe la nivel individual. Nu este suficient ca o mână de oameni să viseze și să facă chestii total SF. Și aici avem un exemplu concret. Dar este nevoie să facem chestia asta cât mai mulți, într-un număr cât mai mare. Apoi, întâmplător, am întâlnit doi fani ai proiectului Into the World, pe care îi cunoșteam pentru prima dată. Iar ei ne-au mulțumit pentru ceea ce am făcut. În felul ăsta, ei au putut să-și trăiască visul prin călătoriile noastre. Ne-am dorit să citiți OIBO și să fiți inspirați să vă trăiți visele. Găsiți-vă Africa și opmiarul vostru. Mulțumesc! Eu aș vrea să vă spun numai că lucrurile care m-au îngrijorat cel mai tare înainte să plecăm
au fost fix alea care mi-au dat cele mai mari satisfacții și cele mai interesante revelații și sper ca la fel se întâmple și pentru voi în fiecare din paginile cărții, să găsiți micile momente în care nouă ni s-a întâmplat ceva și să le corelați cu lucrurile care vi se întâmplă vouă, pentru că călătoria noastră este absolut întâmplător în Africa și absolut întâmplător a noastră, dar într-adevăr nu este întâmplător pe două roți și cu un cort, pentru că odată îmi place motocicleta și îmi plac și bicicletele sau picioarele, pentru că nu au nevoie de infrastructură ca să ajung acolo unde vrem să ajungem cu sufletul. Și al doilea lucru e că un cot nu este o cazemată a unui grup care, de pionieri care a venit să cucerească un teritoriu. Pur și simplu e ceva care îți permite să te adăpostești puțin pe un drum și să mergi cu modestie printr-un loc pe care nu-l înțelegi, nu o să-l înțelegi niciodată, dar poți foarte bine să-l iubești. Cumva noi asta am învățat, că nu e adevărat că iubim numai ceea ce înțelegem. Putem să iubim și toate celelalte lucruri. Sper să vă placă cartea! Și vreau să mai spun ceva, că Alex ne-a vizitat în noaptea de dinainte să plecăm în 2013 cu două motociclete pe drumul Mătăsii ca Sabina, până în Mongolia și înapoi, când eu eram foarte, foarte înspăimântată, pentru că abia am luasem permisul de moto și nu știam nici să merg cu mașinile, nu știam nici ce cu semne de circulație, eram, cum să spun, convinsă că nu o să meargă ideea numărul 2. Și el a venit cu un entuziasm foarte, foarte, foarte infecțios, care a ținut, Alex n-a apucat să zic, dar a ținut toate cele 4 luni până în Mongolia. De câte ori ne făceam un selfie și eram foarte mohorâți, pentru că eu eram stresată și eram ploată și eram obosită, ne gândeam la tine, la cum ce te simți tu când abia mai respiri și cum găsești energie să te bucuri de momentul ăla. Și am zis, băi, trebuie să ne bucurăm și în loc să zicem brânză, ziceam Alex Găban. Nu mi s-a mai făcut de mult o astfel de declarație așa în public. Se vorbea mai devreme că... Da, eu sunt foarte timid, de fapt, deși nu par. Se vorbea mai devreme de faptul că poate călătoria asta a fost întâmplătoare. Eu nu pot să fiu mai în dezacord cu această afirmație, pentru că cred că acest gen de călătorie niciodată nu este, de fapt, întâmplătoare. Și cred că ea, sau esența ei, ți se relevă în momentul în care ai mintea și sufletul suficient de deschise ca să poți vedea, de fapt, următorii pași. Din punctul meu de vedere, ceea ce au făcut și fac în continuare Ana și Ionuț este ceea ce eu numesc Climbing Mountains Inside, urcând munții din interiorul tău. Dacă motto-ul meu este urcând munții din afară, urci, de fapt, munții din interiorul tău. Cred că asta au făcut și ei în această călătorie și în călătoriile pe care le-au făcut după Africa. De ce spun asta? Pentru că, din punctul meu de vedere, ei chiar sunt, nu știu, echipa de vis, Dream Team-ul, cum spunem noi în România, da? Alături de care eu aș avea încrederea și entuziasmul, că se vorbea mai devreme de entuziasm, să merg până la capătul lumii și apoi înapoi, pentru că nu e important să ne și întoarcem. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că citind cartea și cunoscându-i pe ei, mi-am dat seama că călătoria lor în Africa are toate ingredientele, de fapt, ale unei călătorii inițiatice, da? Cu chemarea, cu criza, cu obstacolele, cu uneori finalul, de ce nu, puțin incert. O călătorie din care nu poți să te întorci, de fapt, la fel de cum ai plecat. Nu? Și până la urmă ăsta e și scopul. Dacă te întorci la fel, poți să
poți să vii de multe ori aici și să mergi cu bicicleta, cu motocicleta în jurul pavilionului Romexpo și ai exact de foarte, foarte multe ori și ai obținut același lucru. Ce cred eu este că citind această carte a unei călătorii inițiatice, cel puțin pentru mine și acum s-a adeverit asta prin ceea ce ai spus tu, Ana, acum ultima dată și vreau să spun că tu mi-ai dat entuziasmul ăsta înapoi pentru propriile mele proiecte și nu exagerez. Citind-o, Ivo, de fapt, pentru mine a fost încă o dată, da, încă un imbold pentru a-mi urma visul, doar ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să ții inima în dinți, să renunți pe cât posibil, dacă nu de tot, la viața virtuală, da? Și la toate adicțiile pe care le-am dobândit în ultima vreme vis-a-vis de Facebook și vis-a-vis de degetul care nu mai are practic textură, ci este total alb din cauza, da, scrollului pe care îl facem pe telefonul mobil și a face pasul către viața reală. Din tot sufletul vă spun că este o poveste și o carte pe care mi-ar fi plăcut să o trăiesc chiar eu. Și dacă vreodată am fost cu adevărat invidios, în sensul pozitiv vă spun asta, da? Deci nu invidios pe călătoria, pe aventura, pe experiența cuiva, vă spun că nu au fost pe expedițiile altor colegi alpiniști din România sau din alte părți ale globului pe care eu îi admir foarte, foarte mult, și pe această expediție pe care ei au întreprins-o în Africa și pe care, când am început să citesc despre ea, să văd fotografiile, iar cartea chiar are niște fotografii absolut senzaționale și un design absolut extraordinar, Cristian, nu mai vorbim, mi-am dorit din tot sufletul să fi trăit eu această experiență. Acum câțiva ani am fost cu un grup de oameni care nu aveau experiență de munte. Și provocarea a fost să ajungem cu toții în siguranță până pe Kilimanjaro, pe vârful cel mai înalt al Africii, și evident și înapoi. Și la un moment dat, la baza muntelui, am auzit unul dintre participanți, o doamnă, spunându-i altuia, nu știau că eu aud, nici eu nu mi-am dat seama că aud ce vorbeau ei până nu am auzit lucrurile astea, i-a spus, câteodată mă simt cel mai puternic și mai inspirat și mai motivat om din lume. Și gândul meu, ok, păi despre asta e vorba în călătoria noastră și într-un fel cuvintele respectivei persoane au sintetizat o foarte mare parte din esența acelei călătorii și cred o foarte, foarte mare parte din esența experienței Anei și a lui Ionuț și din esența experienței acestei cărți. Vă îndemn să începeți să citiți această carte, deschizând mai întâi ultima parte și citind epilogul. Nu vă spun ce scrie acum în epilog, vreau să vă fac curioși, dar cred că pe undeva esența experienței de a fi om are legătură cu a învăța să iubești. Iar această carte, cred că pe lângă partea ei de aventură, cred că îți oferă și o poartă spre a învăța să iubești, orice ar însemna lucrul ăsta. Vă mulțumesc mult! Îi mulțumim lui Alex Căvan, văzându-l cum vorbește, îmi vine de acum să-i fac o propunere, deci l-așteptăm și pe el cu o carte. Orice carte este o călătorie. E o călătorie pe care nu o putem face, dar la care visăm. O carte despre călătorii este de-a drept o călătorie la pătrat. Pentru că
OIBO mi-a plăcut atât de mult pentru o experiență deosebită, pentru că cu siguranță va trezi călătorul din dumneavoastră. Am să deconspir un lucru, și anume, de asta vară, de când am început să lucrăm la carte, îi îndemn pe cei doi călători să o scrie și pe a doua, pentru că drumurile lor nu s-au oprit la Africa. Drumurile lor au continuat și cea de-a doua expediție e cu două motociclete, așa că de ce să nu îndemnăm cu toții prin aplauze să scrie doi oameni, două motociclete, câte luni vom fi fiind în Siberia. Le mulțumim că au scris această carte și cei doi autori vă așteaptă la autografe la Măsuța de după colț. Vă mulțumim că ați fost aici.